Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip, de data asta într-un nou an, 2021. În sfârșit am scăpat de 2020. Un an prost din multe puncte de vedere pentru toată lumea. E adevărat, au fost și niște părți bune, cel puțin pentru mine, însă au fost umbrite de tot ce s-a întâmplat. Sper ca anul acesta să fie mult mai bun pentru tine din toate punctele de vedere decât anul trecut. Mi-am permis să-mi iau o pauză de 2 săptămâni, dar acum am revenit pe canal cu videoclipuri și idei noi. Însă înainte să începem videoclipul în sine, vreau să-l ajutăm pe prietenul meu Dragoș, a.k.a. Diablo, să înceapă anul în forță. A postat o piesă nouă filmată chiar de mine, așa că vreau să te duci să o asculti. Poți căuta pe YouTube Diablo Ballin sau să apeși pe cardul din colțul ecranului. După părerea mea, este una dintre cele mai reușite piese ale lui și cred că merită mai multă susținere. Acum că am terminat cu toate update-urile, să dăm drumul videoclipului, care este bineînțeles despre fete, făpturile pe care le iubim atât de mult, însă uneori pot fi foarte enervante. Dacă tot am făcut un video despre lucruri enervante pe care băieții le fac într-o relație, ca să nu se supere fetele, m-am gândit să fac un video și despre ele. Astăzi vom vorbi despre 5 lucruri enervante pe care le-am întâlnit la fetele cu care am fost. Scopul acestui video nu este să cer pe cineva, ci să atrag atenția asupra anumitor probleme care pot afecta relațiile tale și să nu transmiți aceste obiceiuri proaste sau să creezi impresii eronate viitorilor tăi parteneri. Așa că să vedem despre ce e vorba. Primul lucru enervant pe care tu ca fată îl faci într-o relație este că tragi concluzii pripite. Nu pot să spun de cât de multe ori am pățit ca eu să vreau să transmit un mesaj, să mă gândesc la o idee și să vreau să o transmit și să fiu înțeles complet greșit de fata cu care eram. Sunt unele fete care nici măcar nu așteaptă să termin ceea ce ai de spus și trag concluzii foarte eronate. Ei bine, asta cel puțin pentru mine și sunt sigur că și pentru alți băieți este foarte enervant. Acest tip de fete adoră să dramatizeze sau să exagereze ceea ce ai spus. Apoi se supără și tot tu trebuie să le împaci. Cred că o abordare mai matură este în primul rând să îți asculți partenerul și în al doilea rând să încerci măcar să-l înțelegi. E perfect ok dacă nu ești de acord cu ceea ce spune, dar nu trage concluzii pripite dacă nu ai văzut și partea cealaltă a zidului. Iar atunci când nu ești de acord cu ceva, spune, pentru că al doilea lucru enervant pe care fetele îl fac într-o relație este că nu spun ceea ce gândesc. Sunt unele fete care pentru un motiv sau altul se supără, dar nu spun nici în ruptul capului pentru ce s-au supărat. Trebuie să ghicești în stele. Ei bine, pe lângă compatibilitate, al doilea lucru care cred eu că duce la o relație sănătoasă este deschiderea. Trebuie să-i spui partenerului tău ce te deranjează în relație și să fii foarte sinceră cu asta, pentru că dacă ții în tine acele bobițe de ură și resentimente, la un moment dat se vor acumula și se vor vărsa toate odată. În schimb, dacă iei fiecare problemă în parte și o discuți cu partenerul tău, o să fie mult mai multe șanse să găsiți o soluție împreună. Deci dacă te deranjează ceva la băiatul cu care ești, poți să îi spui chestia asta pe un ton foarte calm și foarte liniștit, fără să te răstești la el. Cred că asta este o variantă mult mai bună decât să ții totul în tine și să te aștepți ca el să-și dea seama cu ce a greșit. Al treilea lucru enervant pe care fetele îl fac, cauți ceartă pentru atenție. Este de înțeles ca fetele să caute atenție, însă nu sunt de acord să fie obținută cu orice preț. Unele fete pur și simplu inventează certuri pentru atenție sau pur și simplu din plictiseală. Nu știu care ar fi soluția pentru stoparea acestui comportament, însă pot să spun atât. Dacă trebuie să inventezi certuri ca să atragi atenția partenerului tău, e posibil să nu fie partenerul potrivit. Al patrulea lucru enervant pe care fetele îl fac într-o relație este că încerci să-l faci gelos. Îți place să joci jocuri, flirtezi cu alți băieți, vorbești despre alți băieți. Toate astea ca să obții mai multă atenție, mă gândesc, și ca să îl transformi în cățelușul tău. Fapt care ne duce la al cincelea lucru enervant pe care fetele îl fac într-o relație: vrei controlul absolut. Îi cauți prin telefon, îi interzici să vorbească cu alte fete, poate chiar îi spui și cum să se îmbrace, practic îi controlezi toată viața sub pretextul că așa fac îndrăgostiții. Ei bine, al treilea lucru care cred eu că duce la o relație sănătoasă, pe lângă compatibilitate și deschidere, este libertatea. Într-o relație este foarte important să nu fii dependent 100% de partener, pentru că la un moment dat se poate întâmpla să vă despărțiți. Și atunci, ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmplă cu dragostea ta? Dacă ai impresia că tu și partenerul tău sunteți una și aceeași persoană, cred că la un moment dat te va rovi realitatea în față și vei regreta faptul că nu i-ai oferit libertate. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune E în reușită, nu rateu.